Domnul Sată, eu cunosc niște detalii despre moartea acestei fetițe, copilul de 19 ani însărcinat, da, pe care eu, din păcate, nu pot să le spun public. Le cunosc de pe interior. Da. Prin ce a trecut ea acolo. Eu, dacă povestesc despre asta aici, eu cred că noi doi și telespectatori încep să plâng în emisie direct. Acolo a fost Doamne Dumnezeule Iisus Hristos, apără și păzește. Și ce a trecut sărac? Dacă dumneavoastră să avea vreodată putere absolută, dumneavoastră să introduce pedeapsa cu moartea pentru astfel de crime. Neapărat. Și am spus-o din 2014, am fost criticat, acuzat. Dumneavoastră înțelegeți? Sunt o categorie de oameni, cu părere de rău trebuie să-i numesc oameni, care sunt, eu le spun, programă în mire животных. Deci sunt oameni, niște criminali, niște mizerabili, care cu părere de rău, poliția noastră astăzi, după toate reformele, mai ales în special de la 2010 încoace, dumneavoastră înțelegeți că iată la ușa un criminal care a săvârșit inclusiv crima asta, polițistul trebuie să meargă și să-l sune acum din timp după criminalul, vreau să vin la tine, să ai în vedere să n-ai nimic în casă, să nu ai nimic ilegal și mai departe. Și multe alte aberații pentru care Republica Moldova astăzi nu este gata. Și cel mai dureros lucru pentru mine când astăzi este crima săvârșită, e oribil, da? Condamnăm orice crimă. Și nu contează că e acest criminal care s-a bătut joc de această domnișoară, doamnă, sau așa care merg cu fier de calcat și copii de ani, de doi anișori, îi iard ca să le spui mama și tata unii să scunși banii, da? Aceste lucruri sunt strașni și altfel nu le pot spune. Dar cel mai strașnic lucru pentru mine, știi care? Chiar acești tineri care ne privesc pe noi astăzi, care mulți nu pot să-și găsească un loc de muncă și pleacă peste hotare. Sunt sigur că ne privesc și unii pensionari care au o pensie mizerabilă. Suntem priviți de mulți invalizi pentru care suportul din partea statului depinde de gradul lor de invalid. Oricum este mizer. Apoi tot acești oameni din impozite, din taxe, îi întrețin pe acești animale care chiar dacă merg cu termen de pedeapsă, pe viață condamnați, unii îi hrăniți 3 ori pe zi. Au drepturi. Au drepturi. Pe urmă au drepturi de la pedeapsă pe viață să-și o schimbe în pedeapsă de 20 de ani câteodată. Dacă au comportament cică bun. Comportament bun sau condiții inumane. Da. O avem și pe asta. Și deci oamenii, după tot ce fac ei, încă trebuie să-i întreții. De ce spun oamenii? Și nu statul, cu orice stat există din orice stat există în baza contribuțiilor din partea oamenilor de afaceri, cetățenilor, funcționarilor, doctorilor și mai departe. De asta eu și-am spus-o când am fost foarte criticat, în special de unii parteneri de dezvoltare în 2014-2015, când am spus că sunt oameni, încă o dată, oamenii în ghilimele, care eu cred că trebuie să rămâi jos în timpul reținerii. Deci eu vreau ca ei, vreau. Ar fi logic ei astăzi, oamenii ăștia n-au dreptul să trăiască. Și toți acești democrați ondiși care ieșau și spuneau, uitați-vă ce promovează USAT. Dar de ce dumneavoastră dați exemplu numai Lukashenko? Astăzi, iată eu mă uit că statele europene condamnă pe Lukashenko, dar nu văd tare multe declarații despre pedeapsa cu moartea în Statele Unite ale Americii. Că doar o parte din state au pedeapsa cu moartea până în ziua de azi. De atâta că Lukashenko e convenabil să-l bocănești. Dar despre ce nu poți vorbești de rău ca și ea ca bă, să fie înăcealnici pentru majoritatea statelor europene, înțelegeți? De asta eu susțin acest lucru că, și eu sunt de acord că astăzi, dacă ar fi această întrebare ca consultativă inclusă, nu vreau un referendum la orice tip de alegeri, să vezi cum ar vota oamenii. Adică eu vă asigur că ar fi 90+. Eu vă asigur că ar fi 90+ sau peste. Deoarece, când se ia viața la un om, se ia viața la o fetiță care nici nu a reușit să devie mamă, de un животновод, și astăzi nici nu spui nu, că conform normelor democrației, această животное
trebuie să-i dăm o șansă și mai departe. Când eu mă uitam același lucru în Norvegia, când acest Breivik, țin minte când a omorât 10 de tineri, împușcați mortal, brutal. Vreo 80 de oameni. Da. Și după asta el iese, oprins la ghine, scătină, că el iese, că lui nu-i ajunge Sony PlayStation de modelul 3, că doar living-ul și dormitorul cu dânsul cumva nu-l avantajează și n-are acces. Închisorile are condițiile de hotel 4+. Acești oameni n-au dreptul pentru viață.